Mai vedem noi mai încolo. Ne-am hotărât să nu-l mai atacăm pe Mariana. E în trafic, mai atacat momentan. Ce? Nu mai. Te-ai hotărât să mai îmi dai o șansă la viață, nu? Da. Mariana. O nouă șansă. Auzi, vă mulțumesc mult de tot că aveam stamina, uite atât mai aveam. Da, ești cam galben la față. Și acum ce am crește cam galben la față. Dacă tot nu... Vezi că mi-ești drag și am zis că te las. Mariana, dacă tot mai vor fetele să se răzbune pe tine, să zic așa. Mariana, și mie, cine face bani după urma ta? Te lasă un pic, Alexandru. Dar te-am întrebat ceva interesant. Te gândești acum, Mariana, stai așa că băiatul ăsta, acum vrea să te îndrepte spre mine și nu vreau să-i tai creierul. E subiectul vostru și te bagi tu, Alexandru, să vorbești. Mai ales când au de dacă ea a fost femeie bună și v-a zis, uite, ascultați și voi, te faci tu repede și vorbești tu repede. Nu aud, Alexandra, mai spune o dată. Voi sunteți de vină și Marinescu. Dai seama când auzi, Mariana, că vrei să faci baie și cu mine și cu ea? Chiar vreau să aduceți acele rădacăle aveți. Dar duceți-vă, luați-le de mână. Și să le puneți, vreau și eu să le ascult. Eu am zis că îți mai dau o șansă și tu ceri acele înregistrări. Păi atunci adăm șansă. Da, așa că Marinescu. Înregistrarea a ajuns. Așteaptă. A, nu-i problemă. Îndeplinească dorința. E aici subrăduț la noi sau la voi? Da, e subrăduțul nostru aici sau la voi? Păi nu știu, ai auzit, Marinescu? E sub pustița mea. Înregistrarea a ajuns la Moș Crăciun, așteaptă să-ți îndeplinească. Mariana, tu nu vrei să pui acum înregistrarea, că am decis să mă îndresc pe tine. Acea înregistrare nu poate sta în calea fericirii noastre, Mari. Marinescu, dragul meu, nu înțeleg de ce te-ai supărat atât de tare și de ce ai căutat să afli ce este în acea înregistrare. Chiar atât de frică ți este, nu poți să fii asumat, nu știi ce vorbești. Eu zic să te potolești, să aștepți când va exploda bomba. Atunci să ai reacții. Săptămâna asta ca niciodată. Dar cine pe roagă-te cine, frumos și a? Foarte frumos. Cine pe cine? La susținătorii el tăi. El fă-i foarte multe live-uri. Pe el. Roagă-te frumos la camera aia. Fă-i tot ce stă în putință ca să ieși favorit săptămâna asta, că dacă nu ești favorit săptămâna asta. Hai, Doamne, ajută să ieși favorit și de data asta. Scufunzi. Uite, mă rog și eu pentru tine. Arnescu, mă duc să aduc gel de duș ca să facem. Nu trebuie gel de duș. Păi ce vrei tu, dar astăzi să trebuie să fie săptămâna asta să ieși favorit, cea mai importantă asta. Săptămâna asta e cea mai importantă. Băi, Marinescu, dar cum adică tu... Traduce și mie un pic ce zice George. Băi, Marinescu, dar cum adică eu nu știu ce înseamnă? A, deci nu-l mai înțelegi pe George, până acum reușeai să vorbești doar cu el și acum deodată nu-l mai înțelegi. Păi nu știu, nu știu, că în dimineața asta aici în casă a venit foarte tupeiți la mine, a venit așa cocoș în călduri. Să știți că nu mi-este frică dacă o să mă scufund. Că te ridici. Că tot rămân la suprafață așa. Doamne ușor, ajută! Revin la suprafață. Doamne ajută! Și mai mult decât atât, și mai mult decât atât, dacă voi doi mi-ați spus gând rău, eu nu te scu... vă promit așa că tăticul o să aibă grijă de amândoi să mă țineți minte toată viața. Oh. Tăticul tău? Nu, eu. Tăticul, eu. A, tu? Marinescu. Vai, dar mi-e frică, uite! Eu. Oprește-te. Uite, mă. Mi-e foarte frică. Stai așa, stai așa, stai așa. Mi-e foarte frică, Marinescu. Ia. Du-te, mă, de aici. Înregistrarea asta o iau și eu pun deoparte. Ia-uzi, Mădălina, tăticul vostru o să aibă grijă. Toți încearcă să se folosească de absolut orice cale ca să mă pună pe mine jos, dar știu foarte bine că viața e grea cu mine. Ce poate el să arate și ce poate el să arate? A primit, de el, a primit de la una un screen. Îți dai seama, pe care l-a adus în emisiune. Știam despre cine este vorba, că i-am și arătat. Și probabil să aibă un videoclip sau două cu mine. Dar am zis, direct story de seară, tot ce aveți cu Ilinca la mine. Ești un concurent prea slab pentru mine. La favoriți? Când îți tremură chiloții, când îți tremură chiloții, când îți tremură chiloții pe tine. Da, da, la favoriți tremurau chiloții pe tine. Dar fii atent. Fratele tău e bărbat și a avut argumente la el, tu n-ai cum să ai. Că își cesc-o pe gură. Ai mare grijă la ce gesturi faci. Fratele tău și pe în alta cam la favorit. Înțelegi? Tu nu știi, eu, e greu. Cam tu erai. Adu-ți aminte ce-a făcut. Bă, Marinescu. Uite că m-am scos. Ai văzut? Da, Marinescu. Ai văzut? Am ținut. Da, Marinescu, ia spune. Bine punctat. Bine punctat. Ia spune. Bravo. Nu mai vorbesc pe asta. Marinescu, dar de ce ai ajuns să te milogești acum de toată lumea de aici, din casă și să ameninți ca să nu... Că dacă dau ei chestiile alea... Da, soaia. Stați, mă, puțin. Ai, Marinescu, spune. Liniștiți-vă! Dar nu mă vorbesc cu tine, Marinescu! Nu are ce amenințări să facă, stai puțin! De cine să mă milogezi? Nu are ce amenințări să facă! George, te rog!
Ce? Da, eram eu, George, te milogești. De Mădălina te milogești. De Mariana te milogești. Ai început să ameninți în stânga și în dreapta că vezi, Doamne, că dacă dați voi ceea ce aveți despre mine, dau și eu. Ce dai, mă? Terminat. Bă, dar ce? Nu poți să fii pur și simplu să fii un bărbat cu coloană vertebrală. Vorbești eu? Da, frate, le-am făcut, mi le asum, aia e, suport consecințele, dar vor fi consecințele. Da, vorbești eu, viața, vorbești peste ea. Ai talentul să vorbești peste ea. Nu vorbești doar când îți dau eu voie atât. Nu să vorbești peste ea. Băi, motoarele, fratele meu, lasă-te. Păi vii sus acolo să vorbim. Lasă-te și termine, că după aia... Zii, vin acolo. Le-am întrebat ceva. Hai mă, lasă și pe el să vorbească. Lasă și pe el, vorbește eu. Poți să vorbești pe să vorbești. Lasă mă să se agite. Vorbește mă, hai. Ia zi viața mă. În primul rând, eu nu m-am milogit de absolut nimeni. Ba da, mai devreme. No. Deci, ce? Cu ce? Și la aia amenințat cu ce m-am milogit? Dacă voi dai, dacă cu ce m-am milogit? Bă, stați mă puștin, bă, m-am milogit. Bă, stați mă puțin, bă. Stați mă puțin că pe mine nu mă pune în viața asta nimeni în gardă, mă pune Marinescu. Tu ești nebun la cap, mă. Ce poate să arăte? Tu auzi ce a zis? Despre mine poate să arăte orice. Tu ai auzit ce am zis eu? Sunt orice. George, tu ai auzit ce am zis eu? Păi da, el încearcă. Bun! El ok, eu l-am întrebat pe el. El încearcă să mă pună pe mine în gardă, dar nu mă pune pe mine niciodată în gardă. Omule, lasă-l să răspundă, sunt curioasă pe ce zice. Ce poate să aducă în afară de... Uite ce față are. Uitați-vă puțin. Camera, din față, din față. Uite la ele, uite ce față are. Hai de capul tău. Bă, vezi că ești, vezi? Vezi că te-ai înroșit cu fundă. Ce râzi care? Te-ai înroșit cu fundă. Marinescu, vă spui și pe la întrebare. Păi ea nu mi-a pus nicio întrebare. Te-am întrebat. De ce începi să te milogești de X, Y, ca să nu dea cele înregistrări? Dar nu s-a milogit nimeni. Sau s-a amenit. Este frică că vede publicul de acasă cine este Marinescu. Că-i aduci nu știu ce. Mă, George, vorbești și eu, chiar nu poți să taci? Nu. Ia vezi când poți. Da, când vreau eu. Nu m-am milogit de absolut okay, nimeni. Ok, amenin. Ba da. I-am trimis un mesaj Marianei, dar am trimis un mesaj nu Marianei. Nu vorbesc de Mariana, eu vorbesc de George. Ce ai făcut cu George în această dimineață? Nu mă refer la Mariana. Nu am făcut cu George în această dimineață. Mă trimis unul la SRI? Hă? Păi nu, dar dacă ne înregistrăm, nu-i problemă, că vorbesc acolo mai sus. Dar bine, nu eu. Vorbesc cu cineva. What? Să vă găsească un loc pe la serii, pe la astea, că vă că... Păi atunci lasă, că vorbesc eu mai sus. Stai, o să vorbesc eu mai sus. Stai că ai zis ceva ciudat. Cum adică vorbești mai sus? Mai sus unde? Asta chiar sună amenințare. Nu, vorbește cu taică, s-o vorbește. Marinescu, nu uita că și noi avem prieteni, atâta zic. Da, vorbesc eu la serii, Marinescu. Vrei să vorbesc eu? Fă-mă să înțeleg că poate am înțeles greșit. Bro, vorbesc, vorbesc. Lasă-l din fost că iar s-a scăpat. Stai puțin că n-am înțeles. Cum adică vorbești mai sus? Să vezi, Doamne, că nu știu ce. Cum adică vorbești mai sus? Bă, dar voi vă dați mardoi aici, așa trebuie să sunați pe cineva să vă ajungă. Singur nu vă puteți. Voi nu ați înțeles. Singur nu vă puteți. Dacă vă registrați, dacă se înregistrează lumea. Dar sunteți mardoi pe la televizor. Dacă tu ai grijă ce vorbești, nu te mai înregistrează nimeni. Marinescu este genul de persoană care minte foarte mult, ascunde foarte multe lucruri. Dar în momentul în care te dai un pic bine pe lângă el, poți scoate foarte multe lucruri interesante, atât despre emisiune, cât și despre viața lui de la el. Pune fratele tău mâna pe telefon. Voi un loc acolo. Pune fratele tău. Stați acolo. Fratele tău mâna pe telefon. Bune. Seara că nu numai tu ai. Stai liniștit, băi. Da, oprește-te. George, cu SRI, lasă-ne. Cu SRI-ul ăla. Stai puțin, mă, frate. Nu? George. Băi. Ce un verde la pe domeniul ăla dacă vreau, pe domeniul ăla dacă vrei un pic greuț. Ce, mă? Tu l-ai pe taică, tu am și eu prieteni de-ai mei, care sunt acolo. Stai, vrei să facă o conexiune? Am și eu, Nicos, acolo, stai, la colțul blocului. Vezi că stremură dinții. Băi. Stremură dinții. Freză. În momentul când vine cineva la tine, omule, te-a pus și dai în gardă pe acasă cu Alexandru. Cu Alexandru l-ai pus pe taică-tu, că vine taică-tu și că îi pune legitimația pe masă. Acum te-ai apucat să spui că vorbești, tu, că vorbești tu cu taică-tu și că vorbești la SRI. Păi nu, mă, dacă ai văzut că ești amenințat, vii și spui că te ocupi tu de mine. Cu ce te ocupi tu de mine, băi? Emisiune mă ocup de tine. Băi, hai să spun ceva. Stai mă puțin. Hai să spun ceva, dacă vreau să spun stop acum. Suflet. Stop, băi, uite, vorbesc, vorbesc frumos, lăsați-mă să vorbesc și eu. Gata. A doua oră sare platou în sus. Mă rog, mă timp de jumătate să vorbesc. Ce amenință. Ceea cum te-ai spunat tu mai devreme, Marine, suna favorizări din punct de vedere al legii. Adică tu tocmai ai spus că vorbești cu cineva, deci tu n-ai un om fizic, un cetățean, n-are cum să roage. Scuză-mă puțin. O să vorbesc după și o să spun numele lui taică-tu. Că la SRI nu ai voie să, nu are voie nimeni să ceară informații. Și o să spun numele lui taică-tu. După la telefon cu mine vorbești. După la telefon cu mine și sun eu. Sună fratele tău. Tine, mai mă las. Spune fratele tău că după sună la SRI să întreb cine ești tu și ce faci în emisiune și ce spui. Sună fratele tău. Nu fac ce vreau, măi.
Spun eu. Sună fratele tău în emisiune. După tine fac ce vreau. Bine. Am înțeles că faci ce vrei. Ia zi Mariana. Zi Mariana. Vine George în coace. Am auzit că vorbea pe acolo ceva. Nu știu dacă vine. Da, vorbeam în general de voi bărbați. Marinescu, vine George în coace? Nu, aici te-a nu. Bă, dar lasă-mă acum da, când a terminat. Bă, dar vorbești de patru, nu mai zăpăcit. Bă, gata. Două minute am să vorbesc. Gata, după când vorbești. Nu-mi vine să cred, e ireal. Bă, gata. Bine, gata. Gata, te las pe tine. Bine. Dacă mai vorbești tu ceva. Bine, o să vezi. Gata, de azi vorbesc eu. Să poate așa ceva, să mă chinui de jumătate. Nu, să mă chinui de jumătate, nu, să zic o propoziție, o întrebare, mă, o să ajungă la casa de cop... Doamna, nu mi-am făcut tema, poți să... Nu se poate, mă, așa ceva, poți să zic un cuvânt? Un om care vine și spune în emisiune că nu sunt aici pentru Alexandra, faptul că câștig premiul cel mare Alexandra, și eventual voi plica în faptul că eu am lăsat aceste persoane să le văd ce fac, pentru că eu... Am văzut. Păi dacă tu știi, nu pot avea încredere. Nu dacă pot avea încredere. Dacă tu știi, el de aici. Pune în față. Pentru ce mai continui? Unde mi-a zis în față? Cine mi-a zis în față? A zis de două săptămâni, de vreo două săptămâni la rând a zis aceleași chestii aici în emisiune și tu vii acum cu pretenții, te ridici cu pretenții. Dar bune. Nu mă ridic cu pretenții. Du-te, soro. Du-te, soro. Educația, atâta tot. Care este problema? Băi, Alexandra, dar nu înțeleg ce treabă ai tu, Alexandra. Cum mă refer la toți băieții din casă? Alexandra. Lasă-mă că mă refer la principalul aici. Lasă-mă pe mine, Alexandra. Lasă-mă pe mine, te rog eu mult de tot, că am eu grijă de mine. Da, ce, mai bine... se pare că am eu grijă de nu, mine? Tu vezi-ți de treaba ta, lasă-mă pe mine și nu mă mai trage tu pe mine la răspundere ce dar fac eu, cum vorbesc. Dar eu nu vorbesc. Cu absolut nimic. Rămâi cu... Tu în continuare vorbește tu cu Codruț și lasă-mă pe mine, nu mai aveți eu tu grijă cu tuturor. Eu vorbesc cu cine vreau, una la mână, doi la mână, eu pe tine nu te-am tras la răspundere, ci din contră pe Mariana am tras-o la răspundere. Dar noi, ia să mă atragi la răspundere. Eu cu tine nu am avut nicio problemă. Dar ăla ai putut să cunosc că te tragi la răspundere alte persoane. Așa că nu mai vorbesc. Dar de unde și vreau? Nu, Alexandra, tu tragi pe toată lumea la răspundere. Pentru tine nu contează. Nu contează absolut nimeni, nicio... Dacă lasă avea că o... și voi mă trageți pe mine la răspundere. Deci văd la momentul actual că tu ești apropiată cu Maia cât de cât așa. Sunt sigur că în cel mai scurt timp o să o vinzi, când o să o poți. El face lucrurile astea doar de emisiune, eu am și zis. Că-mi dau seama când o persoană vrea o relație cu mine și când face lucrurile astea doar de emisiune. Și uite că am de demonstrat. Exemplu, așa că să nu mă mai acuze pe mine lumea că de ce nu fac relație, că, că stau de atâta timp în competiție. Păi uite de aia, că n-am încredere, pentru că ei în emisiune afirmă că mă plac și afară se duc și vorbesc urât. Și dacă n-aveai habar de chestia asta... Tu dacă... Sau eu sau tu, dacă n-avem habar de chestia asta, da. Să facem o relație cu... Da. Și mă trezesc peste două zile că mă despart. De ce? Și toată lumea o să zică că eu am fost fake, nu? Da. Și să stau să aud la toți că ăsta mă face în toate felurile pe la hotel, da. Și eu, da, noi suntem într-o relație. Da, noi suntem într-o relație, dar el vorbește urât de noi pe la hotel, nu? Bun. Da, am zis, dar nu am spus. Eu când am zis că lucrul schimbă părul, Dana Ravuba. Să mergem în vestiar, o să iau și o să pun mâna pe telefon și o să dau fix numele tău și o să zic așa, fii atent că persoana respectivă vorbește ca și cum poate să obține niște informații. Eu o să sun personal. Dar ți-e frică, mă? Nu, o să sun eu un prieten al meu. Frică? Nu, o să sun, pentru că nu ai voie să divulgi asemenea informații. Îți spun. Dar ce informații? Ce am zis? Nu ai voie. Nu ai voie. Bă, dar ce am zis? Nu ai voie să intri. Bă, dar ce am zis? Bă, nu vă înțeleg, bă. Bă, ce tot atâta, bă, ce ai, mă? A nebunit, mă, nu știu ce. Te-ai țăcănit de tot și tu? Ai enervat. Păi vezi că n-ai de să intri în emisiune, nu jucai Liga 6-a. Tu n-ai de să vii în emisiune, aveai tenești de la... Eu nu jucam. Ești nebun? Ce atâtea relații? Că nu vă înțeleg. De unde atâtea relații pe capul vostru? Că m-ați omorât? Ce, de la SRI? Jucai, jucai Liga 8-a. Ăsta avea tenești de la... Sunteți nebuni? Rea. De unde atâtea relații, atâtea vorbe, ați nebuni la cap? Ce, nu cunoști pe nimeni la poliție? Nu cunosc, frate, nu. Nu, eu nu cunosc. Deci tu cunoști. Nu, eu cunosc infractori. Tata a fost infractor. Nu cunosc pe nimeni de la poliție. Eu cunosc. Nu înțeleg, aveți încercat să fiți și autoritari amândoi, atât tu, mai ales tu. Vara mea. Băi, mă jur, când vorbești... Vara mea, ține steagul ăla. Când vorbești, fii atent, ai marjă de două secunde cu mine. Două secunde, cred ceea ce spui, dar după aia îmi revin, ești nemul, mă trezesc. Bă, crezi două secunde? Două secunde te cred. Le crezi? Pare să sune tot așa, stai că sun eu un prieten și cu tare și spune... Nu. Bă, ce aveți, bă, de-a tare la George, nu te înțeleg. Tu la fel, și tu la fel, tu la fel, tu aici cu discuția. Nu, asta e că e, acum ai treabă acum, gata. Ai treabă cât vorbesc eu, te-și la șiret. Așa, tu ai început vezi, prima oară. Vezi, vezi, ai... vezi ce faci?
A început prima oară, că domne, că cu tare că sun eu și n-ai înțeles, nu știu ce, n-ai înțeles, din cauza ta la foc și ăsta, după aia a început ăsta să facă prăjitură, că domne, că sun eu pe, bă, îl sun pe frate meu măr, ești nebun, și îl sună pe frate meu ananas, și să vezi ce, a, mă, că îmi dau drumul la gură și sare platul ăsta. Ești chiar foarte bună. Ești nebun la cap. Știu, mă, că sun, ai jucat în Liga 12, tu ești nebun. Ai fost la Liga 20. Ai fost doctor rezervă în două meciuri și ăsta, nu mai zic nici de ăsta, nimic. Și ăsta e mare cunoscut, mare influencer și ăsta ești. Pe cine sună tu? Ăștii ăla, mă, de construiești puzzle-uri și astea. No, ne spuneai în emisiunea asta că ai venit aici, strângi bani și vrei să-i oferi copilului tău ceva. Acum vrei să-ți iei mașină de lux? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.